Exod 15, 22. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo s-a pus, și acolo l-a pus la încercare. Domnul a zis, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. A ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici și au tăbărât acolo lângă apă. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim. Și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua, după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de 2 ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel, astăzi veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Și mâine dimineață veți vedea slava Domnului pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului, căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis, Domnul vă va da astăzi seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva Lui. Căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aron, spune întregii adunări a copiilor lui Israel, apropiați-vă înaintea Domnului, căci v-au auzit cârtirile. Și pe când vorbea Aron, întregii adunări a lui Israel s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Domnul a vorbit lui Moise, a zis, am auzit cârtirile copiilor lui Israel, spune-le, între cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Seara au venit niște prepelițe și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roua aceasta, pe fața pustiei era ceva mărunt ca niște grăunțe mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul că de altul, ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rog în următoarele minute, dă-ne hrană duhovnicească. Amin. Mulțumim că până acum atât de mult ne-ai purtat de grijă. Da. Și nici nu meritam. Însă, Doamne, mulțumim că Tu ești un Dumnezeu care se îngrijește de toate nevoile noastre. Amin. Și în vreme de criză, și în pustie, și în Canaan, și în Egipt,
Tu întotdeauna te-ai îngrijit de tot ceea ce sunt ai tăi. În această seară, te rog, Doamne, în următoarele minute, prinde atenția noastră. Sfințește viețile noastre și dă-ne tuturor cuvântul Tău. Doamne, fă asta prin Duhul Sfânt și deschide-ne mintea. Și, Doamne, în lumea aceasta atât de debustolată, încă o dată te rugăm, dă-ne cuvântul vieții. Amin. Care este încercat, care este puternic și care este clar. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Frați și sorori, mulțumesc și eu Domnului că în această seară sunt la stânca. Și mai mult decât atât, îi mulțumesc Domnului că sunt pe stâncă. Amin. Sunt și la stânca și sunt și pe stâncă și din cauza aceasta sunt bucuros. Mulțumesc celor ce v-ați rugat pentru mine în zilele care au trecut. Eu am lipsit din țară 6 zile, însă m-am întors luni noaptea sau marți dimineața cu ajutorul lui Dumnezeu. Am vizitat 2 biserici românești din Belgia, din Bruxelles și Charleroi. Pentru prima dată, asta e al doilea oraș, eu nu le prea am cu franceza, doar franțuzoaica noastră le are bine cu franceza, Alexia. Însă am vizitat aceste 2 biserici, sunt 2 biserici românești. În Belgia sunt mulți români și acolo sunt mulți români. A fost într-o zi, de ce zi era asta? Cred că era vineri. M-au dus la Piața României, o piață de piață, cum era aia de pe la Mihala, și auzeam în piață vorbindu-se românește. Sunt vreo 2-3 magazine acolo în centrul Bruxellesului românești, mezeluri, cărnuri, porcării din astea, eu știu, de porc, de porc și cam mult porc acolo. Deci se vorbea românește și mă întreba, nu vrei telefon, să nu vii de telefon. Acolo. Deci m-am simțit ca în Timișoara. M-am simțit serios, vă spun. Țigănie multă, mizerie multă în Bruxelles. Români mulți. Însă am văzut și lucruri foarte frumoase. Bisericile astea 2 de români pe care le-am vizitat. Una este pentecostală, una este baptistă. Vă salută. Vă binecuvintează. Și mi-au spus că se roagă pentru mine și în cazul acesta se roagă și pentru dumneavoastră. Am fost acolo miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni, seara, luni, noaptea, m-am întors. Totul a fost cu avionul. Am avut un zbor și la ducere și la întoarcere foarte lin, foarte fin. Tura asta a fost tare drăguț cu mine Dumnezeu. Altă dată mă mai scutur, așa să mă mai pocăiesc. Tura asta a fost foarte bine, am fost confortabil și n-am avut nicio surpriză neplăcută. M-am întors în România, astăzi am fost toată ziua, am fost la o mormântare la Sebiș și m-am întors contra cronometru să ajung înapoi la 6 aici și prin Harul lui Dumnezeu am ajuns. În această seară, aș vrea să vorbim puțin. În studiile noastre de vinerea seara, de joia seara, adevăruri incomode, aș vrea să vorbim în această seară despre ceea ce am numit eu păcatele libertății. Mă uitați, vorbim despre adevăruri incomode. În seria aceasta de mesaje, în această seară ne-am oprit la mesajul acesta și la subiectul acesta foarte important, păcatele libertății. Când evreii au ieșit din Egipt și au pășit în pustie, în momentul când evreii au părăsit robia egipteană, au pășit pentru prima dată în libertate. În urmă era robia, în prezentul și în viitorul lor era libertatea. Însă, în momentul când au pășit în libertate, ei foștii robi, ei copiii ai lui Dumnezeu, ei popor al lui Dumnezeu, ei credincioși în Dumnezeu, când au pășit în libertate, au început să comită niște păcate foarte periculoase și din cauza aceasta au plătit cu vârf și îndesat. Acum și noi suntem în libertate. Noi suntem poporul lui Dumnezeu și trăim în libertate
Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și avem libertate să facem aproape toate cele. Avem libertate să trăim cum vrem. Pentru că de 21 de ani și noi, ca și popor, ca și națiune, trăim în libertate. Câțiva dintre cei ce suntem aici în această seară am trăit și în comunism și acum trăim în capitalism. Uneori suntem nostalgici după ce a fost. Alteori sunt așa de bucuros că nu mai este ce a fost. Amin. Însă aș vrea în această seară, în următoarele câteva minute, fraților, să învățăm câteva lucruri foarte importante despre păcatele libertății. Soren Kierkegaard a fost un filozof danez. Și ăsta a spus o chestiune foarte interesantă care mi-a atras atenția și a zis așa. Contrastul păcatului nu-i virtutea, a zis filozoful, ci libertatea. Bine, asta este o chestiune filozofică, dar este și realistă. Și am stat și am gândit serios la ceea ce a spus filozoful, pentru că era și creștin pe deasupra, și a zis, contrastul păcatului nu-i virtutea, ci libertatea. Știți, când evreii au ieșit din robie, au pășit în libertate. Însă acolo în libertate au făcut câteva gafe foarte mari. Traversarea Mării Roșii. Traversarea Mării Roșii lăsa Egiptul în urma lor. Au traversat Marea Roșie, Egiptul a rămas în urma lor și lăsau în urmă o viață de care nimeni n-ar mai fi trebuit să-și aducă aminte. Lăsau în urmă o viață de muncă înjositoare, dispreț cât vrei, ghetouri, bici și avorturi programate. Și dacă nu erau fete, cei ce se nășteau, dacă nu erau băieți, fetele trebuiau ucise. Ei au ieșit din Egipt și lăsau în urma lor viața aceasta foarte grea de robi. N-ar mai fi trebuit să-și aducă aminte de nimic din ceea ce era în trecutul lor, însă totuși erau bântuiți de trecutul lor. N-apucase bine Moise să-și termine cântarea de laudă, pentru că în Exodul, la capitolul 15, capitolul 15 începe cu cântarea de laudă a lui Moise din cauza izbăvirii pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și n-apucase Moise bine să-și termine cântarea de laude despre izbăvirea aceea miraculoasă pe care le-a dat-o Dumnezeu, că poporul a făcut primul păcat în libertate. Și primul păcat al libertății se numește cârtire. Cârtirea. Acum, domnilor și doamnelor, frați și surori, în fiecare dintre noi există microbul și virusul acesta care se numește cârtire. Sau, poate că este prea mult spus în fiecare, în mulți dintre noi există microbul acesta care se numește cârtire. Verbul a cârti este cel mai des întâlnit în câteva capitole din Exod, din întreaga Biblie. Și în capitolele acestea 15, 16, 17, 18 din Exod, veți vedea că verbul a cârti, Biblia este plină de termenul acesta și de verbul a cârti. Oripe unde ajungeau evreii în libertate, au început să îndrăgească un păcat foarte grav pe care Biblia îl numește cârtire. Biblia îl numește comentariu. Biblia îl numește cârtire. Acum, verbul a cârti, spunea Vladimir Pustan, zice, verbul a cârti vine de la cârtiță. Și mi-a plăcut ideea aceasta. Și înclin să-i dau dreptate predicatorului și mă tem că are dreptate. Însă, după ce am auzit expresia aia lui, am început să mă gândesc la cârtiță. Știți, cârtița trăiește în întuneric. Ați văzut o dată cârtiță? Cred că, da, din când în când. Știți cum e cârtița? Pe unde trăiește cârtița? În adâncul pământului și din când în când face un usturoi și iese la suprafață. Și iarăși. E urâtă. Cârtița e un animal urât, ca un șobolan ceva, urât.
Dar cred că verbul la cârtii, într-adevăr, vine de la cârtiță, dar cârtița are o viață de întuneric, de nimicnicie. Are cârtița ca viață. Cârtița are o viață care o trăiește și este fără scop. Cam așa este și, cam așa sunt și cârtitorii. Acum, eu sunt convins că în această seară, în locul acesta, nu este nici un cârtitor. Mulțumesc de aminul puternic. Mă așteptam să fie și mai puternic. Pentru că la stânca nu avem cârtitori, deci nu avem cârtițe. Amin. La stânca nu avem cârtițe și în cazul acesta nu avem cârtitori. Pentru că cârtitorii, știți cum sunt cârtitorii, domnilor? Sunt acri de parcă au fost botezați în oțet, nu în apă. Ori noi la stânca, de când știu eu, și în alte biserici pe unde v-am botezat pe câțiva dintre noastre, pe nimeni până acum n-am botezat în suc de lămâie sau în oțet. Toți care sunteți aici, sunteți pocăiți și sunteți botezați, ați fost botezați în apă. În apă clară, în apă limpede, în apă curată. Însă cârtitorii sunt acri, parcă au fost botezați în oțet, mereu nemulțumit de starea de fapt a lucrurilor. Însă, știți care e problema cârtitorilor? Că nu țin supărarea în ei. Nu țin ciuda în ei. Cârtitorii trâmbițează, ei trâmbițează și la alții, cu efect așa de picătură chinezească. Ei trâmbițează nemulțumirea asta lor, că nu o poți ține în tine. Bacă e prea scurt programul. Bacă e prea lung programul. Dar ei cârtesc. Ei fac parte, ei sunt în poporul lui Dumnezeu din nefericire, dar repet, nu la stânca. Așa sunt toți în alte biserici, la stânca nu sunt. Ba că e prea lung programul, așa că ați auzit cârtiri, că a fost prea lung, astăzi a fost prea lung. Dar așa că ați auzit cârtirea aceasta foarte rar, mă, ce scurt a fost programul. Cârtirea asta nu prea există. Dar totuși, ea există. Astăzi am fost la o mormântare, repet, o femeie de 55 de ani, a murit o soră de lângă Sebiș și a venit familia la mine și mi-au zis așa. Vă rog să țineți slujba 2 ceasuri de mormântare. M-am uitat la mine. Apoi predic, eu predic, dar nu 2 ceasuri. Mai erau acolo încă niște pastori, zic, fii atent, tu trebuie să predici 20 de minute, tu trebuie să predici 50 de minute și eu mai predic și mai rămâne. N-am reușit să umplem cele 2 ore. Toată slujba a fost 1 oră și 40 de minute. Nu 2 ore. Puțin. Și m-am gândit, oare nu fi comentat ăștia că am ținut slujba prea scurt. Bacă e prea lung programul, bacă e prea lungă predica, bacă e prea scurtă predica. Și fiți atenți. Bacă a cântat corul prea multe cântări, bacă au cântat tinerii prea multe cântări, bacă a cântat corul prea puține cântări. Și astea sunt cârtiri la ordinea zilei. Bacă e prea frig în biserică. Mai țineți minte vremea caldă. Mai stingeți odată alea că ne congelați. Și frați, și surori, mânioși. Bine, nu la stânca. Ăștia sunt în alte biserici. Dar și cârtiri. Cârtiri, frate. De dimineața până seara, aproape, bine, mă refer la evrei, nu mă refer la români, bacă stația nu-i bună. Bacă stația nu-i bună și ceva se întâmplă, întotdeauna ceva se întâmplă și găsim în noi și găsim în jurul nostru motive foarte ciudate de a cârti. Bacă păstorul are salariu prea mic. Ați auzit cârtirea aceasta? Măi, ce mic are păstorul ăsta salariu. Dar ați auzit și cârtirea aceea? Bă, ce mare salariu! Ați auzit, frate, surori care se interesează ce salariu are Cătălin, ce salariu are Daniel? N-am să vă spun, ăsta e secret. Nu e secret, nici ăsta. Dacă vreți, dar veniți la mine. Și la el, nu la alții. La alții n-aveți voie. O să vă spun ce faceți dacă vă duceți la alții. Însă știți, cârtitorii există. Cârtitorii există. Tocmai în poporul lui Dumnezeu și se formează un cor și cârtirile acestea între evrei, acolo în pustie, formau cârtitorii, formau un cor grotesc. Singura problemă era că dirijor era Satan.
Acum, după 89, după 1989, am descoperit că putem să ne manifestăm nemulțumirile în multe feluri. Eu vreau să vă spun că 10 de ani în comunism am fost bucuros. Dom'le, ne era frică să comentăm, să cârtim. Și când spuneam bancuri, știi? Despre Ceaușescu, despre miliție, despre Olten, despre moldoveni, știi? Le spuneam să nu audă nimeni, știi? Cârteam, dar n-aveam curaj să ne manifestăm. Ei au trecut de atunci 21 de ani. Și am început să ne manifestăm câtirile. Și biserica a devenit o democrație cu care eu nu sunt de acord. Și vreau să vă spun tuturor celor ce sunteți aici că eu nu sunt de acord cu democrație în biserică, dar sunt de acord cu teocrație în biserică. Adică democrație, știi ce înseamnă? Democrație înseamnă... Vezi că s-a deschis acolo. Tu ai deschis. Democrație, știi ce înseamnă? Democrație înseamnă poporul decide. Democrație înseamnă poporul decide. Teocrație înseamnă Dumnezeu decide. Amin. Amin. Ei, în biserică să știți că nu poporul decide, ci în biserică trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să decide. Amin. În biserică nu adunarea generală trebuie să decide, deși acesta este statutul, ci în biserică trebuie să decidă întotdeauna Duhul lui Dumnezeu. Amin. Prin oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin. În Numeri la capitolul 11, Biblia ne spune o chestiune foarte interesantă și foarte dureroasă. Care este tratamentul pe care Dumnezeu l-a aplicat cârtitorilor? Și dacă veți avea cândva plăcerea să deschideți la Numeri, în Numeri capitolul 11, da? În Numeri capitolul 11, versetul 33, Biblia ne spune acolo ce tratament a aplicat Dumnezeu cârtitorilor. Și asta este o chestiune care trebuie să ne dea de gândit tuturora. Numeri 11. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie amestecată, Domnul s-a prins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Știți care este tratamentul pe care Dumnezeu l-a aplicat cârtitorilor? Le-a pus un dop în gură. Și i-a omorât. Vă atrag atenția, fraților. Vă atrag atenția celor ce mai tindeți să cârtiți. Bacă nu-i bună aia. Bacă nu-i bună ăla. Bacă aia a cântat așa. Bacă ăla a spus așa. Bacă ăla nu știu ce. Bacă aia. Vă atrag atenție, frați și surori, că nu ne putem permite nebunia de a fi cârtitori. Nu ne putem permite greșeala, neînțelepciunea de a fi cârtitori, pentru că Dumnezeu se poartă aspru cu cârtitorii. Și cândva o să înțelegem, dacă nu vrem de bunăvoie, și dacă nu vrem să ne pocăim de bunăvoie, Dumnezeu ne va învăța care este pedeapsa pentru cârtire și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva și Dumnezeu să ne ierte numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Însă auziți al doilea păcat al libertății. Al doilea păcat al libertății pe care eu l-am găsit în poporul lui Dumnezeu, la evrei, dar și la români, dar tot în poporul lui Dumnezeu, știți care este? Este bârfă. Există diferență între cârtire și bârfă, cred că știm majoritatea dintre noi, însă bârfa este un alt păcat al libertății. Știți ce este bârfa? Este răutatea din noi. Bârfa este dorința de a umili, plăcerea de a da cu noroi în altul, este plăcerea de a distruge relații și caractere, de a arunca umbră de îndoială asupra altora. Asta este bârfa. Fiți atenți. Vă rog să rețineți ce urmează să vă spun și să tratați cu toată seriozitatea, începând de la Amvon, până acolo la Cristi și la Claudiu, la urmă. Vă rog să rețineți adevărul acesta. A vorbit despre o persoană, adică, a vorbi despre mine de rău, în lipsa mea, și ce este? Bârfă.
a vorbit despre mine de rău, sau despre Dorin, sau despre Onisim, a vorbit despre o persoană care nu-i de față, arată lașitate și răutate. Când nu sunt de față, pot să mă lauzi. Mă rog, dacă este miracolul acesta pe aici, pe acolo. Dar când nu sunt de față și mă vorbești de rău, aia este lașitate, este răutate și aia se numește bârfă. Bucuria, bârfa, știi ce este? Înseamnă să ai bucuria, să scormonești, auziți aici o ilustrație a bârfei, un scenariu a bârfei, dar cam asta este o ilustrație, bârfa, înseamnă să ai bucuria să scormonești într-o zi de piață, într-o zi de piață mare, de luni, de sâmbătă sau de duminică, de piață mare acolo la Mehala. Ei, bârfa înseamnă să ai bucuria să scormonești într-o zi de târg, îmbrăcat în Armani sau Dolce Gabbana și Gabbana, să scormonești în toate tomberoanele de gunoi unde s-au aruncat cele mai urâte gunoaie. Asta face un om care bârfește. Asta face un om care vorbește pe altul când acel altul lipsește. Asta se numește bârfă. Și asta era în poporul lui Dumnezeu atunci și din când în când tendința aceasta mai vine și la noi. Doamne, iartă-ne! Să mai spun însă ceva, ca să fiu clar. Când vii la păstor, la mine sau la el, și spui ceva despre altcineva, aia nu este bârfă. Pentru că vii la păstor. Ăsta este rolul păstorului. Să afle ceea ce este în turmă și să ia măsurile necesare. Când vii la păstor și spui despre cutare și cutare, nu-i bârfă. Dar când te duci la altcineva în afară de păstori și vorbești despre persoana aceea, este bârfă, este lașitate și este răutate. Indiferent de ce fel de parfum poți și ce fel de haine și outfit porți. Fiare, când scormonești în tomberon, tot a tomberon vei începe să miroși. Chiar dacă te dai cu mult Coco Chanel și cu Chanel No. 5 și chiar dacă te dai cu toate fardurile și cu tot și porți cel mai frumos costum, în momentul când îți place bârfa, înseamnă că tu de bună voie sapi din gunoi, sap în gunoi și mai mult decât atât mănânci mizeria aceea pentru că îți place. Ați stat de vorbă cu oameni vreodată care își trăiesc viața și mănâncă din tomberon și din gunoi? Eu am avut neșansa aceasta să stau de vorbă cu vreo doi. Și să vă spun. Când trăiești în gunoi și cauți în tomberoane și ajută ăștia care ridică tomberon capacele și mănâncă și culeg de acolo. Ați avut ocazia să vorbiți vreodată cu oameni care trăiesc în gunoaie sau lângă gunoi, ălea care arde acolo, știi? Era pe acolo, pe la ieșirea din Timișoara, spre Parța, încolo. Acum, bine că l-au dus în altă parte, gunoiul, groapa de gunoi. Oamenii aceștia care se ocupă cu gunoaie, în final, miroase a gunoi. Ei miroase a tomberon. Exact așa este și din punct de vedere spiritual. Când mă ocup de bârfă, încep să miros urât. Pentru că eu mă hrănesc cu gunoaie, eu mă hrănesc cu mizerii. Să vă spun încă un lucru foarte important. Biblia ne cere să ne mărturisim păcatele noastre. Bârfa, știți ce face? Deși Biblia îmi cere să mărturisesc păcatul meu, bârfa, știți ce face? Bârfa mă ajută să mărturisesc păcatele altora, ori Dumnezeu îmi spune să mărturisesc păcatele mele, nu să mărturisesc păcatele altora. Bârfa înseamnă mărturisim păcatele altora, și asta este total diferit de mărturisirea păcatelor, Doamne, iată-ne! Amin. Poporul lui Dumnezeu a făcut mari gafe atunci când a bârfit. Și a făcut mari păcate și grave daune s-au petrecut în urma bârfei. Relele făcute de bârfă sunt incalculabile. Și vă dau câteva. Produc războaie. Bun. Relații rupte. Oameni distruși. Familii divizate și nenorocite. Familii dezbinate. Biserici bolnave. Energii consumate. Din cauza bârfei.
Vreau să vă recomand așa, fraților, ca să opriți și să stopați vârfa. Când cineva vine la dumneavoastră și vrea să-l vorbească pe Daniel sau pe Ana sau pe Tina sau pe Alex sau pe Gabi, vine cineva la dumneavoastră și vrea să mă vorbească pe mine de rău. Dacă ești pocăit și dacă ești înțelept, spui așa, vrei să vorbești de rău, stai să-l chemăm și pe el. Stai să-l chemăm și pe el. Vrei să vorbești pe Adina de rău? De acord. Dar stai să-l chemăm. Stai, te rog. Știi? Și ia telefonul, formează telefonul. Stai să vină și el. Și atunci începem să oprim păcatul acesta să facă harakiri în mijlocul poporului Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrei să vorbești pe cineva de rău, oprește-l. Și când vine cineva la tine și vrea să vorbească pe altul de rău, spune-i așa. De rău nu vreau să aud. Dacă ai ceva de spus de bine despre el, spune-mi. Dacă vrei să-mi spui de rău, oprește-te în momentul acesta sau să-l chemăm aici. Asta înseamnă că ești creștin adevărat și că ești om de caracter. Dacă nu ești un laș. Când vine cineva la tine și vrea să-l bârfească pe altul, trebuie să ai curajul și demnitatea și înțelepciunea să-l oprești. Cea mai cumplită pedeapsă pentru bârfă este descrisă în numeri 12. Nu deschideți că vă spun și acolo. Maria și Aron, într-o zi, nu aveau ce face. Erau frați. Frați au fost Maria, Aron și Moise și au fost toți trei frați. Într-o zi nu aveau ce face și au intrat în cort. În cortul lor, că erau în cortul. S-au uitat în stânga, s-au uitat în dreapta. Și n-au văzut pe nimeni. Și ce au făcut? Când n-au văzut pe nimeni în jur, au început să-l bârfească. Pe Moses, pe Moșe, pe Moise, pe fratele lor mai mare. Și au început să-l bârfească, știi? Au văzut că nu-i nimeni. Au văzut că nu-i nimeni. Dar nu s-au uitat în sus. Ei s-au uitat în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, în jos. N-au minte. Nu s-au uitat în sus și au început să bârfească. Și au început să-l toace pe asta. Au început să-l toace pe fratele lor mai mare. Ba că-i bâlbuit. Știi că ăsta era bâlbuit. Știi? Moise era bâlbuit. Nu putea să vorbească prea bine, așa cum sunt predicatorii uneori să bâlbuie. Ba că nu-i cel mai bun. Ba că nu predică cel mai bine. Ba că n-are numai el material mesianic în el. Că au și alții material mesianic în el, în ei. Nu numai Moise. Cine-i Moise? Numai Moise. Dar cine este? Ce bâlbuitul ăla? Păcătosul, dar mă ăla? Și a început să-l toace sărat cu Moise. Și să pună și sare pe el. Se fac ranele, pun sare. Numai că, deși ei n-au văzut pe nimeni în cort, Dumnezeu era prezent. Și a auzit. Și a auzit fiecare cuvânt pe care l-au spus despre robul Domnului, despre Moise. Și Dumnezeu a fost foarte atent la discuția lor, a Mariei cu Aron. Și așa s-a supărat de tare Dumnezeu pe Maria, că în momentul următor a umplut-o de lepră și a mai făcut ceva încă Dumnezeu. A plecat din tabără. Din cauza că au bârfit. Fraților, dacă suntem creștini sănătoși, nu bolnavi. Dacă suntem creștini înțelepți, dacă suntem creștini după voia lui Dumnezeu, nu ne mai putem permite păcatul ăsta libertății numărul 2, bârfa. Pentru că, domnilor, Dumnezeu nu glumește cu bârfa. Dumnezeu pedepsește bârfa. Dacă ne temem de Dumnezeu, ne vom opri din a bârfi. Amin. Dacă ne temem de Dumnezeu, ne vom opri din a cârti. Doamne, ajută-ne. Ba că-i Băsescu, ba că-i Boc, ba că-i Poștașul, ba că-i Pastorul, ba că-i Diaconul, ba că-i Cutare de vine. Nu, nu, nu. S-ar putea să fim tocmai noi de vină. Amin. Ați auzit povestea acelui bunic care în vara respectivă și-a chemat nepoței la ei, pe cei trei nepoței și așa erau niște năzdrăvani, niște protatiți șmecherași de 8-10-12 ani. Și într-o zi, într-o după masă, bunicul a tras un pui de somn. Și ăștia ce-au făcut? I-au pus pe mustață niște cremă foarte urât
mirositoare. Mirosea precum ouăle stricate. Și foarte urât mirositoare. Și au pus-o pe mustață și ăsta dormea și s-a trezit. Și când s-a trezit, băi, miroase în camera asta. Poveste adevărată. Miroase urât. Bine, el a folosit cuvântul celălalt extrem, la îndreptul mirosului urât. Miroase în camera asta, în camera urât. Ăștia, nu poți să-i după el, în final. Se duce în hol. Mă, și aici miroase. Și aici miroase. S-a auzit în altă cameră, tot așa miroase, știi? Urât, dar urât de tot. Și-a ieșit, și-a ieșit pe urmă în living și acolo, în toate camerele și totul, măi, toată casa miroase. Și iese afară, dă buzna, afară în curte. Și miroase, miroase urât de tot. Și la un moment dat, bătrânul necăjit, supărat, zice, toată lumea miroase urât. Știți, noi cârtim, noi bărfim. Dar desigur, fraților, trebuie să ne punem întrebarea, oare nu tocmai eu sunt de vină din cauza cârtirii mele? Noi, în general, tindem să punem vina pe alții. Dumnezeu așa de tare s-a supărat din cauza păcatului bârfei, încât pe femeia aia a umplut-o de lepră și a părăsit tabăra. A părăsit Dumnezeu 2 milioane de oameni din cauza păcatului. Vă cer în această seară, de azi înainte, să nu mai bârfim niciodată. Amin. Alo, amin. Amin. Să, domnilor, ai ceva cu cineva, nu-l bârfi, binecuvintează. Amin. Ai ceva cu cineva, nu-l bârfi, ai ceva cu cineva, ai vreo nemulțumire, nu cârti. Biblia ne spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Te uiți în oglindă și nu-ți place cum arată nasul, nu-ți place că, știi? Dom'le, nu cârti, nu fi nemulțumit, că nemulțumirea este o plagă în lumea aceasta. Și Dumnezeu s-a supărat pe cârtitori și pe bârfitori, încât i-a lovit și a părăsit 2 milioane de oameni din cauza a doi care au bârfit. Și în încheiere, încă un lucru vreau să vă spun, adică înainte de încheiere, asta mai durează 5 minute. Vreau să fac o propunere, fraților. Vă propun să avem o zi națională a bârfei. Nu, serios, stați un pic, n-am trebuit. Vă propun să avem o zi națională a bârfei, adică de dimineața până seara ne întâlnim aici cu mâncare, știi? Aducem și mâncare și Coca-Cola să ne energizăm puțin și să ne devenim în formă. Și de dimineața de la ora 6 până seara la ora 10, numai să bârfim. Și să mâncăm, și să bem, și să bârfim. Dar fiți atenți, în ziua aceea bârfim non-stop. Dar după aia, 364 de zile, binecuvântăm. Nu știu dacă ideea este strălucită, dar vă spun că majoritatea ați dat negativ din cap, doar la cap v-ați gândit pozitiv. Însă, fraților, dacă bârfim, să știți că Dumnezeu pedepsește. Cei mântuiți nu bârfesc. Pocăiți adevărați nu bârfesc. Pocăiți. Fraierii vor bârfi, vor cârti, vor bârfi. Dar pocăiți, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și se încred în Dumnezeu, nu vor bârfi. Doamne, ferește-ne de asta. Și în încheiere, un al treilea păcat al libertății este idolatria. În Exoda, capitolul 33:3, acolo, evreii, după ce Moise a ajuns pe munte, evreii, în lipsa lui Moise, a lipsit 40 de zile, 40 de nopți, era cu Dumnezeu pe munte, a primit tablele legii. Între timp, poporul și-a făcut un idol. Un vițel de aur. Așa și imaginau ei pe Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului, ceva foarte puternic. Și s-au gândit ei, cel mai puternic chip este un vițel de aur. Și ăsta ne-a scos. Și când coboară Moise de pe munte și vede dezmățul, se supără atât de tare și sparge tablele legii. Un copil de la școala duminicală, copiilor de la o secție de la școala duminicală, li s-a cerut să dea o definiție a idolatriei. Și a zis copilul acesta de la școala duminicală. A zis așa.
Idolatria este să latri la idoli. Așa mi s-a părut că sună idolatria. Înseamnă să latri la idoli. Mi s-a părut așa, amuzant, dar așa, astea au fost conexiunile pe care el a făcut. Idolatria înseamnă să latri la idoli. Hai să vă spun ce înseamnă idolatria modernă. Idolatria modernă înseamnă să nu te mai închini la Dumnezeu, ci la altceva, ci la altcineva. S-ar putea să te închini doar ție, că tu ești cel mai bun, tu ești cel mai tare, tu ești cel mai fain, tu predici cel mai bine, tu te rogi cel mai fain, tu postești cel mai mult, tu te închini, tu ești cel mai smerit. Și idolatrie s-ar putea să aibă, s-ar putea să însemne în dreptul tău că te închini ție. Dar știi ce înseamnă idolatrie? Înseamnă să nu te mai închini la Dumnezeu, ci la altceva. Știți, cu idolii, și asta vreau să vă spun în încheiere și e foarte important și mi-am notat să nu uit. Cu idolii au cochetat evrei mii de ani până la ultima lor captivitate. Și când Dumnezeu i-a dus în ultima lor captivitate din cauza idolatriei, că nu l-au mai pus pe Dumnezeu numărul 1, ci l-au pus pe Dumnezeu numărul 2, altcineva sau altceva era numărul 1 în viața lor, și după ce i-a dus Dumnezeu în captivitate, așa s-au săturat de idolatrie, și au zis ce se întâmplă, încât le-a fost frică de doi Dumnezei. Și când a venit Iisus Hristos pe pământ și a spus, eu sunt Dumnezeu, și ce au făcut? L-au răstignit. Au spus, noi nu mai vrem doi Dumnezei. Așa l-au interpretat evreii pe Iisus Hristos. Au spus, noi nu vrem, există un singur Dumnezeu, nouă nu ne trebuie un alt Dumnezeu, că noi am încurcat-o din cauza idolatriei. Și l-au respins pe Iisus Hristos și l-au răstignit pe Iisus Hristos și din cauza că Iisus Hristos a spus, eu sunt Dumnezeu. Și așa au zis, noi nu vrem doi Dumnezei. Așa s-au săturat evreii de idolatrie când au venit din ultima robie, încât niciodată n-au mai devenit idolatri. Vreau să vă spun în final. Idolatrie înseamnă nu să te închini în fața unei statui grotești, urâte. Nu. Idolatrie înseamnă să-L pui pe Dumnezeu numărul 2 în viața ta. Asta înseamnă idolatrie. Când Dumnezeu nu mai este numărul 1 în viața ta, deja ai dat-o în idolatrie și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Lumea în care noi trăim, fraților, în aceste zile este o lume foarte idolatră. Și de ce? Nu pentru că se închină la idol. Suntem prea deștept să ne mai închinăm la o statuietă. Dar doar l-am pus pe Dumnezeu numărul 2 și am lăsat pe altcineva sau altceva să domine viața noastră. Ai lăsat meseria ta, știi? Că afacerea ta, biroul tău, școala ta, mașina ta, știi? Nevasta ta, soțul tău, copilul tău. L-ai lăsat sau pe tine te-ai pus numărul 1 și Dumnezeu este numărul 2. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. După ce s-au trezit din beția idolatriei, spune cuvântul lui Dumnezeu, au realizat că Dumnezeu nu mai mergea El însuși cu ei. Și au zis păcatul idolatriei. Și ce a făcut Dumnezeu? Din cauza bârfei, Dumnezeu a doi, Dumnezeu a părăsit 2 milioane de oameni. Dar din cauza idolatriei, știi ce a făcut Dumnezeu? Le-a trimis un înlocuitor și a spus, da, eu nu mai merg cu voi. Vă trimit un înger. Și le-a trimis un înger. Când poporul devine idolatru, Dumnezeu se retrage. Și Dumnezeu le trimite un înlocuitor. Și din cauza aceasta Moise, în Exod 33, se roagă de Dumnezeu cu atâta înțelepciune, cu atâta patimă, cu atâta pasiune și spune, Doamne! Când a auzit că vrea să le trimite înlocuitor, a spus, Doamne, să nu cumva, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Dumnezeu le-a trimis un înlocuitor din cauza idolatriei. Haideți, vă cer în această seară, frați și surori, un lucru foarte important. Vă cer tuturor în această seară să ne pocăim de orice fel de idolatrie. Poate că tu te închini ție. Poate că te închini unei idei. Poate că de fapt tu ești Dumnezeul tău și nu mai este Iisus Hristos Dumnezeul tău. Vă chem în libertate să devenim sfinți. Vă chem în libertate să înțelegem ce înseamnă adevărata pocăință. În libertatea.